Trăim o vreme când lumina e înțeleasă în mod greșit. Trăim o vreme când grădina se ofilește așa cumplit. Mă întreb de ce, te-ntreb de ce. Mi-e tare dor de învățătorul, cuvinte simple le spunea la ucenici cândva odată și să împlinească Biblia. Ajută-ne, ajută-ne. Cel ce-ai dăruit viața și lumina ai pus în ea, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota. Atât de mulți astăzi coboară și apoi rămân în Ierihon. Așa de lesnel înfășoară păcatul pe oricare om. Mă-ntreb de ce, te-ntreb de ce. E tare greu când văd leviții ce trec pe lângă frații lor. Arată-le, Iisus, cuvântul, o scumpul meu mântuitor. Învață-ne, învață-ne. Cel ce-ai dăruit viața și lumina ai pus în ea, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota. Străine învățături și chiar cu obiectul muncii se rătăcesc chiar în scripturi. Mă-ntreb de ce, te-ntreb de ce. Aș vrea ca frații din Berea să fie în orice adunări învățătura sănătoasă, s-o ducă în cele patru țări. Învață-ne, arată-ne. Cel ce-ai dăruit viața și lumina ai pus în ea, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota.
trăim acum vremea din urmă, cu atât de multe erezii. Doar unul e învățătorul, biserica și-o va răpi, ai grijă acum, iar crucidul. Și cel ce a adus lumina cândva aici pe pământ, rămâi, o frate, mai departe, la fel neprihănit și sfânt, la fel de sfânt, la fel de sfânt. Cel ce-ai dăruit viața și lumina ai pus în ea, nu mai este loc acolo, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea, ai venit.